în loc, ca și cum chiar, dar adevărat suntem în cadrul reuniunii celor două teatre, celor teatrelor naționale din cele două țări românești. Bună seara, bine ne-am regăsit în librăria din centru. Pentru nu ești obligat să stai în picioare. Nu, no, dar pata. Bun. Adică nu te pedepsim chiar așa sever de la bun început. Aproape că mi este greu să conștientizez că țin pe o palmă de 100 de ani de istorie a Teatrului Național. Asta este că imaginea are această capacitate de a se înmagazina foarte ușor. De altă parte mă gândeam și am spus-o și cu ocazia lansării de la Bookfest și o ocazie cu care spun că, sau mă bucur odată în plus că Bookfest-ul a reintrat în logica timpului nostru. Deci de la București am avut un Bookfest la Chișinău. Deci spuneam atunci, acum o lună și ceva, că din nefericire un actor nu poate juca în sertar, el se produce pe scenă, el există pe scenă, bun, există memoria care după aceea îl prinde, îl fixează, există fotografii, există cameramani care după aceea îl filmează și cumva ne-l dă după, dar ceea ce se întâmplă pe scenă este un mare miracol și acolo mare parte rămâne, în sală. Pe de altă parte, există cărți, există cărți în care memoria se conjugă cu valoarea artistică și în acest sens, deci avem o relație mai specială cu Teatrul Național Mihai Eminescu, pentru că am publicat acum 2 sau 3 ani de zile am publicat și o istorie a Teatrului Național, deci în redacția acelui Petru Habilcă, astfel încât această lansare vine într-un fel de continuitate și odată în plus mă bucur de proximitatea noastră, nu atât geografică, pentru că suntem practic peste drum, cât o proximitate umană. Și când spun o proximitate umană, țin foarte tare să remarc acest lucru. Știți foarte bine că de regulă la început de decembrie și la începutul lui martie, Pitura Cartier face Noaptea Cărților Deschise. De fiecare dată mă bucur foarte tare când îi regăsesc aici în librării pe actorii de la Teatrul Național, care aleg cărți, care își mai dau ghiontul, care își întreabă colegii ce ai ales tu, ce am ales eu. Asta mi se pare un lucru extrem de bun și foarte constructiv, pentru că ceea ce facem noi, zicem, în cărțile pe care le lansăm și am uitat să amintesc și de acel album Eugeniu Urechi pe care l-am scos la Cartier. Pe de altă parte, ceea ce vedem pe scenă e într-o trecere dintr-un gen în altul și o să închei aici, nu înainte de a aminti că m-am bucurat foarte tare să văd pe scenă Naționalului Hronicul Găinarilor, cartea apărută la Cartier. Așa că bine ați venit Teatrul Național la Cartier, să vă simțiți bine la Cartier. Noi ne simțim foarte bine la Teatrul Național și ne bucurăm de fiecare dată, mai ales când facem pasul, o carte de-a noastră face pasul și apare pe scenă. Bun. Petru este totuși rugat să stea pe aici pe undeva, pentru că el este cel care va încasa toate laudele și o să încep... Și emoțiile. Emoțiile, mă rog, musai. Mare bucurie să-l am aici și nu pentru prima oară și nu pentru ultima oară, mai cu seamă pe Vitale Rusu, nu mai spune artista poporului, laureat, toate astea. Vitale Rusu are cuvântul. Am că după domn director. Nu. Vreau să vă spun că am așteptat această carte cu frică, cu o mare frică, cu teamă, cu pietate și, de ce nu, cu respect. Mi-era frică că la un moment dat cei care au alcătuit-o, nu știam cine, în afară de Petru și în afară de Mariana Monicianu și în afară de doamna Larisa Ture, nu știam ce pe cine mai aveți? Ce consiliere mai stau în spate ca să vă spună ăsta trece și ăsta nu trece, spectacolul ăsta trece, spectacolul ăsta nu trece și tot mai așa mai departe. N-am să vă rețin mult, vreau să vă spun că n-am rămas dezamăgit, într-adevăr cu pietate. Chiar am studiat, o să vă spun, pentru că eu teatru moldovenesc, muzical, dramatic, în numele Alexandru Sergeevici Pușkin, îl cunosc de prin 1956. Știam spectacolele, mergeam la spectacolele lui, ascultam la radio spectacole și paralel ascultam și spectacole din
de la Radio București. Și de atunci am început un fel de balanță să mă gândesc încolo și încolo, de interpretare. Și nu numai. Apoi, să nu vă sperie că mă apropie de sufletul actorului ca atare. Și aici e foarte, e scris, cum să vă spun, cu zgârcenie, cu zgârcenie, dar altfel nici nu se poate, pentru că dacă îi dai prioritate unui actor mai mare sau unui spectacol, atunci celălalt nu are ce căuta. Aici. E foarte echilibrată această carte. Și nu numai. E o istorie, fraților, e o istorie așa de frumoasă. Și dacă nu era această carte, nimeni nu mai știa despre istoria noastră a teatrului și prin ce am trecut. Pentru că nu știu unde citisem într-o filozofie tibetană, se zice că corpul, ființă omenească ca atare, este din corpul fizic și corpul oniric. E foarte importantă chestia asta. Deci, corpul fizic, care este? Și îl are fiecare. Și celălalt, corpul oniric, care este, îl vedem, și toți îl știu chestia asta, în vis. Noi ne vedem cum înotăm, noi vedem cum călătorim în trecut și în viitor, cum zburăm, cum colaborăm cu ceilalți care ne înconjoară aceste. E aici. Și de aici este corpul oniric. Și imediat fac trimitere la Shakespeare, care a spus că noi suntem din plămadă din care sunt făcute visele. Fiindcă corpul oniric îl vedem numai în vis. Și noi, ca actori, actorii care suntem, care au să vină după noi, fac parte din acest vis. Un vis, mă rog, uneori mai trist, uneori mai de altă natură, dar noi suntem din plămadă din care sunt făcute visele. Și viața aceasta scurtă, ca atare, ne pune punct la ceea ce am făcut și la ceea ce o să facem prin corpul oniric. E foarte important. Vă mulțumesc! Eu am trecut cu majusculă, să-i spun domnului Petrică Hădârcă, vă mulțumesc într-adevăr pentru această carte. Pentru că dacă nu era ea, n-am fi fost nici noi. După noi nu rămâne nimic, că poate rămâne acolo o emisiune la radio și la televiziune, dar e repede spală toate pelicurile, le șterg, le aruncă, le decemează, nu știu ce mai fac cu ei, pentru că multe emisiuni nu mai sunt și nici n-au să fie de astăzi înainte. Dar mintirea este îngropată de multe ori la televiziune și la radio. Cartea rămâne, cartea e veșnică. Nimică nu este mai presus de toate decât această carte, că atunci când e deschis Biblia. Vă mulțumesc de toată inima și vă mulțumesc încă o dată pentru această extraordinară carte. Eu vă mulțumesc. Ați făcut imprudență să evocați cartea tibetană a vostru. Aș putea vorbi ori întregi. Este una dintre cărțile mele de căpătâi și dacă țineți minte tot ciclul de reîncarnare, aș putea să vă vorbesc cum se aș fantasma cum se reîncarnează actorul din personaj în alt personaj. Asta e o altă istorie mult mai generoasă, dar apropo de și iertare că fac o paranteză, dar mi se pare atât de important ce a spus domnul Vitalie Russo apropo de pelicule sau de ceea ce se șterge, încât nu pot să nu deschid paranteza asta. Dacă vă amintiți și bănesc că generația noastră, zicem, plus minus 20-30 de ani, că nu mai contează, își amintește, de exemplu, de acea extraordinară emisiune pe care o făcea regretatul Aureliu Busuioc, laureații premiul Nobel. Era Busuioc în studio și vorbea despre Knut Hamsun, nu știu eu cine, Jid, și așa mai departe, N-a rămas absolut nimic și era una dintre emisiunile de deschidere extraordinară către literatura universală. Întorcându-ne la carte, vreau să cred foarte tare că, într-adevăr, cartea rămâne și n-am cum să nu cred că rămâne.
Și mai cu seamă, vorba lui Argheze, carte frumoasă, cinste cui te-au scris sau cinste cui te-au făcut, atunci când este vorba de o carte frumoasă, când nu pur și simplu este stocată memoria prin texte și prin niște chestii destul de zgârcite. Am remarcat și eu că este o anumită discreție în a aprecia, în a, zicem, da accente valorice. Dar pe de altă parte, mi-imaginez ce înseamnă pentru un actor care a avut o carieră întreagă în teatru să se vadă la 20 de ani sau la 30 de ani, să se vadă niște roluri care poate nici nu mai prea sunt acei spectatori care au aplaudat la acele spectacole. Asta mi se pare teribil și poate că asta este șansa cărții de a fi un mică mașină a timpului care ne poate purta încolo încoace. O să rog să vină la volanul mașinii timpului pe doamna Dina Cocea. Da, eu nu mai continu, că adică nu să ne vedem noi, dar să vadă alții. E adevărat, dar vă rog, aveți 7, aveți 10 minute. Vă rog. Da, domnul Petru Hadârcă, dragă Petrică, eu nu pot să-ți spun ce emoții am și cât am dorit această carte, acest film, ca ai reabilitat valoarea Teatrului Național, care a fost scuipat, batjocorit, ars, tăiat. Tu ai fost acela. Eu nu știu de ce data trecută mi-a venit o tâmpenie în cap, lângă balconul meu creștea un plop enorm de frumos și a fost tăiat. De unde m-am uitat, au crescut noi blăstari. Rădăcina e atât de puternică și tu ai descoperit această rădăcină, ai udat, ai turnat apă, nu știu ce ai făcut și ai făcut din nou să crească tulpina asta frumoasă. Și cei care o să vină și cei care peste 100 de ani o să uite ce ai făcut ca regizor, ca actor, o să fie inaugurarea a 200 de ani a teatrului, cartea ta o să aibă o mai mare valoare, că o să arate trecutul și mai îndepărtat a teatrului nostru. Așa că tu rămâi veșnic. Îți mulțumesc! Atât de mult am vrut! Parcă e o răzbunare pentru tot ce s-a făcut cu teatrul ăsta. Parcă eu aș fi scris-o, ceea ce eu nu mai pot niciodată face. Îți mulțumesc și nu numai... Că am rămas puțin cei care am fost contra lichidării teatrului. Dar parcă am un mesaj de sus, de la toți. Fiindcă a fost un teatru frumos, cu o limbă frumoasă, nu e adevărat când se spune că a fost o limbă infectă, nu e adevărat. A fost un teatru cu tradiții, cu clasică, cu spectacole românești pe vremea comunismului, cu traduceri românești. A fost niște actori, un Eminescu care dă, Doamne, să mai fie, un ureche, un avere în cocoți în valsul Sevastopolului, când au fost turneele în Pribaltica, au cerut încă 12 spectacole și s-a jucat la rând valsul Sevastopolului. Cu cel mai bun Hlestakov. Lasă-mă mai ceva. A fost. Ați vorbit, gata? Da. Chiar soacra cu trei nurori, care cu Cișleac și cu Mămăligă, se vorbea o limbă foarte frumoasă. Așa e, bravo. Așa că toți cei lăstari ăștia care vin în teatru și pășesc pragul să aibă o stimă și să știe că nu se începe de la ei, și nu au voie ei să ia o cărămidă din teatrul ăsta. Mulțumesc. Asta e. Bravo. Și mulțumesc ei toți de acolo, îți spun ție, și cred că se bucură că au făcut dezastru, au făcut.
făcut? Au aruncat oamenii să moară de foame. Chirca îmi spunea, când a fost la plăcintă, ei au făcut dintr-o tabletă de galină blancă, au făcut mâncare pentru familie. Le-au scos, nu numai sufletul le-au aruncat, i-au aruncat în mizerie. Ei care umblau cu asta, mașină mare, care erau paturi pliante, erau decorul, erau ei în mașină descoperită și dormeau în cluburi, în niște bojdeuci de cluburi, fiecare cu patru pleanta lui, toți împreună, cu WC-ul afară, cine știe unde. Așa era, așa era. Și toți au rezistat și mizerie și diurne de o rublă și ceva. Și au iubit teatrul acesta și nimeni n-are dreptul să scuipe și să-l bată joc. Bravo! Tocmai pentru asta se fac cărți de genul ăsta, pentru că tot ce trece selecția timpului, tot ce se așează, rămâne. Vorbeam înainte de lansare cu colegul meu și Gheorghe Rezanu, care, mă rog, suntem colegi de la editură deja de un sfert de, peste un sfert de secol. Ziceam, domnule, dar parcă Iurie Negu ți-a arătat mai tânăr. Și după aceea că zice, dar uite și tu la tine. Așa că de la căruntețe la veșnica tinerețe, vă rog frumos să uiți în față. Vorba, anii trec, se duc înainte. Dar noi rămânem aici. Într-adevăr, e emotivă situația, fiindcă, Petrică, am impresia că în ultima perioadă și-a schimbat un pic profesia și din tot ce s-a școlit la Moscova, aici, s-a prefăcut într-un chirurg. Fiindcă nouă, pe parcursul multor ani, i s-au tăiat venele, i s-au tăiat creierul, oasele și trebuia să fim cei ce vroiau alții. Petrică, cu această ediție, cu această carte, vine să ne reunească nervii, vasele, aortele, să ne reunească la cei ce am fost și vrem să fim. Fiindcă mulți ani de zile, noi într-adevăr, între asta 100 de ani, care povestește Petrică, 100 de secretari într-o 100 de ani, 52 i-am dat eu, Dina poate cu două luni mai mult. Dar 52 de ani am dat și eu în acești 100 de ani. Și sunt martor că ni s-a dat și peste limbă, ni s-a dat și peste mână, ni se tăiau mâini, nu zi așa, nu spune așa. Chiar dacă se vorbea, că Dina spune că se tindea să se vorbească corect, se tindea să se vorbească în creier, noi toți eram românism. Dar ni se dădea din deci, spunea fii atent, când se scoteau spectacolele, care aveau traducții românești, se scoteau multe, foarte multe spectacole se scoteau din repertoriu, fiindcă aveau tangență cu rădăcinile, care Petrică, noi acum, în ultima perioadă, uleacă, de când a apărut această carte, îmblăm un pic deschiați la rever, mai liberi, fiindcă suntem apostilați în documente. Noi avem documentul la mână, că avem rude, că avem neamuri, că avem vechi, avem părinți acolo în rădăcinile noastre și știm de unde venim, fiindcă tangențial de teatrul nostru s-au atins foarte mari personalități. Regi s-au atins, actori, dramaturgi de acolo. Ne mai vorbim de ai noștri, când de-abia prin anii, la sfârșitul anilor 80, a încercat prin Matkovski, prin Busuioc, prin mulți, ca să mai scoată câte o frază, să ne spună că mai avem și mândria națională, mai avem și nu știu ce, care nu ne se permitea să o avem, dar noi în sine o aveam. Petrică, pentru aceste operații care le-ai făcut ca să ne unim, eu îți mulțumesc pentru documentele care eu pot mândru să spun la toată lumea de unde vin. Mulțumesc! Unde le duce? Și unde le duce?
Ați pomenit numele lui Dumitru Matkovski, care am fost an de zile coleg la revista Basarabia, și nu pot să nu-mi amintesc cum, fiind încă probabil elev în clasa a 10 sau a 9 a 10, a văzut un spectacol tata și văzut un spectacol care era incredibil pentru perioada aceea. Era un spectacol cu probleme, era un spectacol în care nu apăreau eroi pozitivi, eroi negativi și cumva nu era dihotomia aia realist-socialistă. Și era foarte șocant pentru un tânăr care învăța un anumit gen de literatură la școală, și eram la școală numărul 1 pe atunci, care era sub mare supraveghere, deci orice pas, orice suflare se urmărea, să vezi pe scenă o realitate transfigurată artistic la modul foarte pregnant și să-ți dai seama că, asta e că de fapt asta e lumea adevărată și că acolo, deci asta trebuie să construim, asta mi s-a părut. Și tot închid și eu acum paranteza amintirilor, țin minte foarte bine un spectacol cu Valeriu Cupcea și Creangă, deci cred că a fost. Și era extraordinar când pășeai din manual de limbă, literatură moldovenească, pășeai în sala teatru și vedeai pe Eminescu. Deci era o chestie extraordinară. Pentru mine, de ce spun toate astea? Pentru că, evident, răsfoind și încercând să văd, să bifez și eu care spectacole am văzut, nu am văzut 52 de stagiuni, îmi pare rău, nu am atâția ani. Voi încerca să recuperez, deci acum înainte le adun și încerc să fiu semicentenar cel puțin ca spectator, dar este o mare bucurie să regăsești inclusiv spectacolul pentru care ai avut o anumită vibrație, pentru că selecția este într-adevăr foarte dură și nu doar textul e zgârcit, ci selecția într-un fel e zgârcită, pentru că mi se pare că a fost 700 și ceva sau mai multe. 745. Deci practic e unul din 7, deci e deja aproape un genocid, aș zice, de spectacol, dar pe de altă parte șansa extraordinară de a, repet asta, nu știu câte oară, de a vedea actorii la diferite vârste, același actor în diferite scene, la diferite vârste și este fascinant treaba asta, pentru că se ia mașina timpul nu doar într-o direcție, dar încolo și încoace. Sigur că vreau cel mai mult să-l aud pe Petru, nu vorbind din interiorul cărții, care pentru asta, din generozitatea mea, are 10 minute. Din partea nașului și nu știu cum. Eu mulțumesc, dragă Emil, mulțumesc, dar nevastă mea m-a atenționat. Cea care a fost în spatele și nu numai în spatele, cea care m-a împins, cea care m-a ordonat, cea care m-a... Nevastă, clar! Da, Mariana Onceanu, Caderca, da. Da, ea a fost cea care m-a ajutat și munca de 10 ani de căutări, de cercetări, dar eu aici vreau să atrag atenție înainte de a mulțumi și editurii, deci niște pagini inedite pe care le-am găsit, și uitați-vă că și în film am vorbit de Agepsina Macri Eftimiu, care a debutat în rolul Tebaidei pe scena Teatrului Național din Chișinău și de care cu atâta emoții și suflet vorbește Eugeniu Urechi. Și portretul ăsta realizat în rolul Tebaidei l-am găsit la muzeul de la București, un portret enorm de 2 metri înălțime. Altă portret al lui Ion Levescu, care a fost 6 ani directorul Teatrului Național din Chișinău în rolul lui Tartiuf și dacă vă uitați și după costume s-a impresionat și l-a motivat, așa cum facem reuniunile teatrelor naționale acum și foarte multe spectacole ne inspiră și ne dă posibilitatea să facem și noi ceva mai frumos, mai bun, măcar la nivelul acela. A fost Tartiuf și îl găsiți aici, o să-l vedeți și pe Eugeniu Urechi, cam costumul corespunde cu al lui Ion Levescu, pe care l-a văzut și vorbește că l-a văzut. Sau cetățeanul turmentat Costache Antoniu, când vorbește că a trăit Costache Antoniu în casa lui Eugeniu Urechi și este aici portretul lui Costache Antoniu, pe care l-am găsit la muzeul în arhivele de la București și este și domnul și regretatul Eugeniu Urechi în rolul cetățeanului turmentat. Iar aici este o poză pe care chiar aș vrea să atrageți atenție. Asta era foaie de titlu a caietului
programului de spectacol a Teatrului Național, unde am găsit în cronici, deci este vorba de descrierea realizată de o mare personalitate, Teodor Chiriacov Surucianu, de prin părțile surucenilor de aici, un pictor scenograf care a inițiat și Catedra de Scenografie de la Academiei de Arte din București, a fost și decanul facultății și s-a împrietenit cu Aurel Ion Maican, care a făcut revoluții în 28 la teatrul nostru din Chișinău, la Teatrul Național. Și această imagine de pe caietul program al Teatrului Național al spectacolilor a fost cusută exact așa ca și la Chișinău, cortina de la Teatrul Național din Iași, când s-a mutat și mai este, cu, unde descrie în cronici chiar acolo că e făt frumos cu Ileana Constanțeana și zmeu care dă de sub și stă stanul palmă, barbă, cot după, după o stâncă și îi urmărește. Și uite că schița era pe toate caietele programe ale Teatrului Național din perioada intervelică. Sigur că sunt și alte pagini, n-au încăput toate. Am ținut cont, fiind vorba numai de 100 de spectacole, cifra de 100 de ani. Îi mulțumesc lui Gheorghe Rezeanu că a acceptat această provocare. Mulțumesc lui Vitali Coroban, care cu o mână de bijutier a avut grijă și a făcut atât de artistic acest album, și Valentin Guțu, care a urmărit cuvânt cu cuvânt, chiar dacă unele poate momente sunt greșite că pe urmă și eu m-am uitat, dar credeți-mă că toate au fost luate din cronicile timpului, și dacă cronica timpului atunci greșea un cuvânt, cum este, să zicem, pe toți l-am cunoscut pe Nicolae Cazmin, dar la Maugli scris Nicoleta Cazmin. Deci asta așa s-a luat din presă, că aici sunt cronicile relatate. N-am făcut altceva decât munca ajutată de o echipă întreagă de realizatori și de la Teatrul Național. Uite, este și Veronica Soltan, care se ducea cu scanerul la muzeu, la bibliotecă, Iuri Foc și actorul, secretara Viorica Chietran, toți și Sabi și Sabi Semeniuc și toți, chiar noi am adunat și de la familie am scanat și numai de la Arhiva Națională, atât de la Chișinău cât și de la București, încercăm să transformăm toată arhiva asta pe care am găsit-o într-un muzeu al Teatrului Național Mihai Eminescu, și în speranța că posibilitatea asta ne va fi pusă la îndemână în viitorul apropiat. Așa că noi eram plan să facem și 100 de personalități ale Teatrului Național. N-am reușit, oricum este. Mai sunt și alte provocări, proiecte. Pentru asta, scuzați-mă că am vorbit prea mult, dar trebuia să mulțumesc și lui Emil Galaicu Păun, care este un prieten fidel al teatrului, și cei ce a povestit cum a fost el la spectacolele realizate de Benemin Apostol, dramaturgul Dumitru Matkovski, acea colaborare frumoasă și cu Ion Alda Teodorovici, care a debutat practic în scena Teatrului Național, și când cânti, unele cântece erau scrise chiar pentru actrițele teatrului nostru. Așa că să da? Așa e. Eu vă mulțumesc. Programul reuniunii este atât de interesant. Noi am făcut lansarea asta și la Festivalul Internațional de la Sibiu de teatru. Urmează, acum ne-a anunțat că o să fie și la Cărturești, în Festivalul Național de Teatru de la București, albumul lansat. Mulțumesc! Până că este prima în top. Mulțumesc, Petru. Ceea ce spuneam mai sus cu Asalm și început, pe mine mă bucură foarte tare această vecinătate, care este mai mult decât o proximitate
geografică, este de fapt o apropiere umană între Teatrul Național, între actorii teatrului care sunt foarte des aici și nu pot să nu amintesc că, de exemplu, la lansarea lui Valentin Guțu au vorbit Valentin Zoril și Alexandru Pleșca, au venit odată, aveam aici noaptea căsuri deschise și au venit direct de la spectacolul Cronicul Găinarul, îmbrăcați cu căciuri, cu nu știu ce, au intrat aici, aveam sens, părea foarte rău că Busuioc nu mai este în viață, că s-ar fi bucurat, ar fi intrat, ar fi făcut... Da, așa, au venit toți așa că ne-am adus. Deci, această colaborare cu Cartier chiar mi-o doresc și în continuare, pentru că noi am realizat Cronicul Găinarilor. Mai avem colaborare. Anul ăsta am realizat după cartea editată la Cartier, Grădina de Sticlă, și mă sună domnul editor, domnul Gheorghe Rezanu, zice, eu aflu din presă. Tu ai făcut Grădina de Sticlă la București. Da, zic, dar eu cred că au crescut și vânzările. Și, într-adevăr, pe bune așa, că m-au sunat și de la București, zice, băi, după spectacolul ăsta căutăm cartea, e adevărat? Da, și urmează încă multe, multe, eu cred că, pentru că mai avem, în premieră anunțăm un proiect pe care l-am stabilit cu Cartier, ca să facem un voucher sau cum, un voucher pentru cumpărătorii de cărți de la editura Cartier să aibă reducere la biletele de Teatrul Național Mihai Eminescu și viceversa. Cei care vor procura bilete la spectacolul Teatrului Național Mihai Eminescu să aibă reducere la procurarea cărții de la librăria Cartier. Mulțumesc, scuze-mă, Eminescu. Păi nu, da. Păi putem inaugura SRL Cartier Eminescu. Iată cum arată Cronicul Găinarilor, ediția a doua, cu Alexandru Pleșca și Vitalie Rusu. Vitalie Rusu. Așa că, dar vă stă bine. Mă bucur tare mult că s-a întâmplat asta. Mă bucur că am găsit împreună această ferestruică între două spectacole, să venim și aici, să facem un spectacol și aici. Cred că totul s-a înregistrat și... cândva o să ne uităm la cea de-a 200-lea aniversare, ca să o citez pe doamna din Acocea. O să moderez, bineînțeles, tot eu. O să mă mir și eu că au mai încăruțit unii dintre noi, dar, mă rog, asta va fi. Cred că putem anunța că ne revedem foarte curând la 7 la spectacol, nu? Da, e un spectacol deosebit a Teatrului Național din Târgu Mureș, Trădare. Toți cei prezenți aici sunteți invitați. Care n-au bilete, au invitați. Parola Cartier. Da. Mulțumesc tare mult, să ne vedem cu bine și de acum înainte. Ceară.